Bun găsit, dragii mei, să aveți o zi magică cu trei ceasuri magice. Haideți să vedem care este mesajul. Îi deschid vieții uși noi uși. Dezvoltarea mea spirituală se manifestă în maniere la care nu prea mă aștept. Știu că sunt mereu în siguranță. Foarte frumos mesajul, deschideți vieții uși noi sau noi uși, cum vreți. Pare un pic ciudat așa, noi folosim noi uși noi. Probabil că a fost tradus din engleză. Foarte frumos. Sper că vă dezvoltați spiritual, sper că profitați de toate informațiile pe care le aflați și aici la mine pe canal, de toate ritualurile pe care le pun la lună plină, lună nouă. Chiar să-mi spuneți dacă ați făcut cumva ritualul de săptămâna trecută, de la lună plină. Urmează să pregătesc și pentru următoarea lună nouă, care va fi în rac. Deci ușor, ușor intră cumva în obișnuința noastră să ne facem timp pentru noi, să ne rugăm, să medităm, să ne facem un mic ritual, să lansăm în univers intenții, să ne înțelegem puterea de creator, pentru că despre asta este vorba. Like, share, subscribe, abonați-vă, apăsați acolo acel clopoțel. Eu vă mulțumesc tare mult că sunteți alături aici, vă mulțumesc tare mult că faceți posibil, pentru că susținerea voastră, faptul că vă uitați la clipuri, mă ajută și mă determină să muncesc în continuare și să fac aceste clipuri. Cei care doresc să se cunoască mai bine, cei care doresc să își descopere harta natală și nu numai posibilitățile, tranzitele, revoluția solară, sinastria și ceea ce se mai realizează în cadrul unei consultații astrologice, îi aștept să scrie, să le las oferta mea. Cu mare drag vă aștept, lucrez și pe perioada de vară, o să am și eu o săptămână liberă, dar să vedem cum, pentru că sunt foarte multe cereri și deja se așteaptă câteva săptămâni pentru o sesiune, dar eu știu că Divinitatea lucrează prin mine și dacă reușesc să vă ajut, mă ajut și pe mine, vă ajut și pe voi, este un schimb energetic frumos și plăcut și fac asta cu mare drag. Haideți să vedem care sunt astăzi steluțele norocoase, cum se aliniază ele. Berbec. Sunteți un pic frământați din cauza relației cu familia sau poate cu o femeie din familie, doar o femeie. Poate să fie vorba de o stare de sănătate sau legat de partea financiară, oricum sunt destul de multe momente pe aici care vă frământă. Eliberați-vă de energiile negative care nu vă aparțin, de gândurile negative, de tot ceea ce vă blochează. Nu lăsați nimic să vă tensioneze, mai ales dacă sunt probleme care nu vă aparțin sau dacă nu le puteți controla. Eu tot timpul mă întreb, ok, pot să schimb cu ceva dacă mă enervez acum? Nu. Păi și atunci hai să mă mai enervez, degeaba fac riduri, albesc, n-are rost. Sufletul meu vrea pace și zen, nu vrea stres. Taur. Nativii Taur sunt un pic mai voioși decât au fost poate zilele trecute. Primiți apreciere, primiți undă verde din partea unor persoane, ați aștepta cumva o aprobare, ați aștepta cumva o susținere, o ghidare. A spune că aveți nevoie să vă reorientați, aveți nevoie să petreceți mai mult timp cu familia, aveți nevoie să vedeți și părțile bune din viața voastră. Sunt foarte multe părți bune, sunt foarte multe lucruri pe care voi ați putea să le dați mai departe, dar nu ați avut până acum curajul. Gemeni. Pentru gemeni, astăzi începe o călătorie în jurul universului sau nu știu unde, dar oricum începe o călătorie și cred că are de-a face cu ceva studii. Poate v-ați comandat niște cărți, poate începeți un curs, poate începeți un program online, poate aveți o revelație, poate vă dați seama că este timpul să spuneți da unor provocări și să vă șlefuiți anumite talente sau să vă descoperiți un talent pictat, muzică, dans, zona IT, grafică, ce doriți voi, dar spuneți da aventurii și spuneți da necunoscutului, descoperiți-vă sub o altă formă. Rac. Racii sunt super inventive astăzi și reușesc prin inventivitatea lor să depășească niște hotare, să depășească niște granițe pe care mintea și le-a pus mintea, pentru că mintea minte, nu uităm că mintea minte. Și atunci nu ne luăm după minte, că ea mai minte. Este important, dragi raci, astăzi să conștientizați că sunteți niște creatori puternici și să faceți ceva pentru sufletul vostru. Veniturile vor curge în momentul în care veți investi în voi și astăzi faceți asta. Leu.
Lei au o zi bună, au o zi, chiar dacă este marți, chiar dacă sunt trei ceasuri magice, eu vreau să le fac magice, nu rele, reușiți cumva să controlați fricile voastre și poate chiar bețele roate pe care le pun cei cu care voi lucrați și cu măiestrie și cu încredere și cu voință și prin forțele proprii reușiți să depășiți astăzi orice obstacole. Fecioară. Fecioara primește cumva o... Să spunem așa, confirmare în viața de cuplu. Vi se confirmă că ceea ce voi credea, simțeați, este adevărat. Mulți se pot gândi la o împăcare, mulți se pot gândi să elibereze niște lucruri legate de trecut sau poate chiar să facă o terapie. Nu ar strica să faceți terapie de cuplu pentru a avea cu adevărat o împăcare sau pentru a înțelege de ce s-a ajuns aici, care e partea bună, care e scopul și cum pot să ies din ceea ce se întâmplă acum în viața mea. Balanță. Balanța privește astăzi partea bună din toate lucrurile care îi se întâmplă, reușește să rămână optimistă și să vadă luminița de la capătul tunelului. A spune că este o zi bună, chiar dacă emoțional se întâmplă lucruri care poate dor, adică poate aveți un conflict, o ceartă, o supărare. Nu le lăsați să vă disturbă atenția și să vă ducă într-o zonă în care nu puteți să controlați ceea ce se întâmplă. Calm, relaxare. Și se vor așeza toate. Scorpion. Nativii Scorpion au parte de momente interesante la locul de muncă. Poate că veți primi niște propuneri la care nu v-ați gândit, doar ați visat. Voi sunteți pregătiți pentru ele. Nu lăsați nimic și pe nimeni să vă spună că nu sunteți pregătiți, că nu aveți o știe diplomă sau că n-ați făcut nu știu ce. Uneori experiența este mult mai bună decât orice diplomă. Într-adevăr, vă dau exemplul meu. Am diplome, am examenul luat cu Ministerul Educației Învățământului, dar nu vine nimeni să mă întrebe dacă am diplomă de astrolog. Deși o am și cred că la un moment dat o să o aduc și eu la cabinet să mă laud și eu cu diplomele mele, dar o să o pun într-un chenar, în ceva, într-un... Să o pun așa tablou, dar este important, este importantă pasiunea cu care voi faceți lucruri, experiența pe care o aveți și talentul, harul cu care voi v-ați născut, că dacă te-ai născut cu un har, nu-ți trebuie diplome. Mozart nu avea diplome la 5 ani care a cântat și a făcut atâtea lucruri. Sau alții oameni care au lăsat niște lucruri aici pe pământ. Săgetător. Nativii săgetători au astăzi discuții constructive cu oameni de la distanță. Poate primiți o invitație, poate primiți pur și simplu... primiți intenția cuiva de a vă invita la o petrecere sau la un eveniment sau într-o călătorie. Spuneți da. Dacă acea persoană vă atrage, vă place, pur și simplu vă simțiți bine în preajma acelei persoane, puteți să spuneți da. Astăzi săgetătorii privesc din mai multe puncte de vedere situațiile de la muncă și vor decide, dar fără să se grăbească. Capricorn. Nativii Capricorn au senzația că multe lucruri se întâmplă împotriva lor. Nu este deloc adevărat, nimic nu se întâmplă astăzi împotriva voastră, ci totul spre ajutorul vostru suprem. La locul de muncă sunt ceva întârzieri, iar pe la bancă sunt ceva complicații, deși au fost și vești bune. Acum pare să că sunt și momente nu neapărat mai puțin plăcute, dar pur și simplu trebuie să mai refaceți un dosar, cei care vă doriți să vă luați credite, să mai duceți o hârtie, să mai luați alta, să mai semnați ceva. Mai sunt niște drumuri în plus, dar nu vă stresați, toate se vor rezolva. Și oricum aveți susținere de sus, cineva vă iubește acolo sus. Vărsător. Nativii vărsător trec astăzi prin tot felul de situații, dar în special vă veți concentra pe cele bune financiar, în care aveți ca un salvator. Cineva vine să vă salveze ziua, vine să salveze situația și salvând situația aveți voi mai multă credere. Vă puteți îndrăgosti sau vă puteți simți cumva vizat de o persoană pe care ați cunoscut-o nou, adică cineva s-a îndrăgostit de voi, de tine, da? Vezi, dacă cineva te place și te tot invită la cafea, înseamnă că poate își dorește să te cunoască mai bine. Pești. Peștii sunt astăzi în foarte multe emoții pentru că au ceva frustrări pe la locul de muncă. Dar voi gândiți-vă că voi vă faceți treaba bine și că faceți tot ceea ce voi puteți pentru a crește, a evolua din toate punctele de vedere. Fără supărări, fără a pune paie pe foc cumva și fără a vă gândi negativ. Gândiți-vă cât mai mult pozitiv. Familia va aduce o veste
poate chiar să plecați împreună pe undeva sau să faceți o masă împreună, o reuniune cu familia, vești bune din partea familiei sau a celor dragi. Dragii mei, să fie o zi magică!